primele două dăți când am filmat n-a mers. Plus editatul de nu știu câte ori. Hello, ce faceți? Astăzi începem un primul clip din seria celor dedicate sărbătorilor de Crăciun sau vlogmasului sau cum vreți voi să ziceți. Și m-am gândit că ar fi o idee foarte drăguță dacă aș aduna așa la oaltă 50 de idei pentru vlogării începători, pentru cei care vor să se apuce acum de YouTube, de idei de vlogmas. De ce? Pentru că, dacă nu știți, dacă v-ați gândit vreodată să vă apucați de un canal de YouTube, să vă apucați efectiv de YouTube, să vă deschideți un canal, acum este momentul potrivit. Acum, în perioada sărbătorilor, cu toate că știu că pare că toată lumea asta face, dar ăsta este momentul potrivit în care să veniți să vă deschideți canalul, pentru că aveți foarte multe subiecte, aveți ocazia să postați în fiecare zi, ceea ce vă crește canalul, aveți diversitate, ceea ce vă ajută ușor-ușor să vă concentrați pe o anumită nișă dacă nu sunteți foarte hotărâți ce vreți să faceți și, de asemenea, oamenii în perioada asta caută persoane noi pe YouTube, pentru că deși sunt drăguți oamenii care sunt de mult pe YouTube, cumva în perioada asta devine suprasaturat contentul de chestii de Crăciun și atunci sunt persoane care caută oameni noi, adică cel puțin anul trecut din discuțiile pe care le-am avut cu multe abonate de ale mele și chiar și eu asta făceam, căutam oameni noi la care să mă uit în perioada asta de Crăciun, cu toate că poate făceau aceleași lucruri, adică filmau același tip de clipuri, dar e foarte plăcut să mai vezi fețe noi care sunt în ascensiune, nu deja oameni care sunt super stabiliți pe YouTube. Și de asta astăzi am venit pentru voi cu 50 de idei de vlogmas, de clipuri pentru vlogmas. Acum, pentru cine nu știe, vlogmasul a fost inventat de Ingrid Nielsen undeva prin 2011 sau ceva de genul ăsta, cred că 2011, pentru că în 2013 m-am apucat eu și am avut prima tentativă de vlogmas pe canalul de vloguri de la vremea aia și după aceea, un an mai târziu, a devenit foarte popular vlogmasul, iar la 2 ani, cam la 2 ani știu eu cum m-am apucat de vlogmas după ce a început Ingrid Nielsen, Ingrid Miss Glamoroții, care în prezent s-a lăsat de YouTube, a zis că nu mai face clipuri, a ajuns la un nivel la care nu mai are nevoie efectiv de a face clipuri pe YouTube și se ocupă cu altceva, dar a fost o idee foarte frumoasă pentru că plecase de la faptul că ea era unul dintre cei mai mari vlogări de beauty și de lifestyle la vremea respectivă și ajunsese într-un punct în care canalul ei se plafonase, în care efectiv nu mai creștea și a venit cu ideea asta de a face o serie de vloguri de timp de 24 de zile, de pe 1 până pe 24 decembrie. Erau daily vloguri. Fiind în California, în LA, era foarte ușor, adică în Beverly Hills, era foarte ușor să aibă content pentru daily vloguri, adică vă dați seama, varietatea e foarte mare acolo. Dar în timp seria asta s-a transformat și multe persoane au adoptat-o și au adaptat-o și au început să facă din ea, nu știu, nu doar de pe 1 până pe 24, ci de pe 1 până pe 30 sau de pe 1 până după Crăciun și tot așa, adică au variat seria asta și mai nou nu trebuie neapărat să faci daily vloguri, adică nu trebuie neapărat să iei camera și să arăți în fiecare zi ce faci, poți să ai și clipuri în care stai, dar sunt făcute cu tematică de sărbători. Înainte de a intra efectiv în subiect, vreau să vă zic că am făcut un playlist, am pus un playlist pe YouTube, cred că ați dat de el deja, care trebuia să vină în aceeași zi cu clipul ăsta, dar clipul ăsta v-am zis eu că s-a încăpățânat și n-a vrut noi. Și în acel playlist am toate melodiile mele free copyright din ultima vreme, care sunt drăguțe și m-am gândit la fel în compania acestui clip, odată cu acest clip cu idei de clipuri, de content pentru vlogmas, să vin și cu playlistul ăsta de melodii de sărbători, de Crăciun. Și asta pentru că știu că, cel puțin când ești la început, e foarte greu să găsești muzică free copyright, nu prea-ți vine să cumperi, mai ales în condițiile în care nu știi cum o să evolueze canalul tău, nu prea-ți vine să dai banii pe melodii, nu prea-ți vine să te bagi în chestia asta, iar este o mare problemă în prezent cu YouTube, cu
copyright-ul și cu melodiile. Adică sunt foarte multe melodii care sunt free copyright și pe care unii și le asumă, ca și cum ar fi al lor. Chiar mi s-a întâmplat de multe ori să descarc din librăria YouTube-ului melodii și să-mi apară că sunt ale cuiva, pentru că cineva le-a luat și le-a pus pe YouTube ca fiind ale lor. Și e o întreagă dispută acolo pe care trebuie să o duci cu YouTube-ul și trebuie să îi demonstrezi că nu ai furat melodia aia și e complicat. De-aia v-am pus la dispoziție playlist-ul ăsta, dar în același timp l-am creat și pentru cei care nu fac neapărat vloguri și am aranjat melodiile în așa fel încât să poată fi și ascultat ca un playlist de sărbători. Dacă vreți, nu știu, să ascultați niște melodii de sărbători, puteți să puneți playlist-ul ăsta și o să cânte acolo pe fundal. O să vedeți că începe cu niște melodii mai clasice și mergem către melodii mai moderne. Avem o varietate destul de mare de melodii care sper din tot sufletul, mai ales dacă sunteți vloggeri și aveți nevoie de muzică, să vă ajute. Așa că găsiți playlist-ul ăsta în descriere. Și hai să începem, zic, cu cele 50 de idei, că sunt multe și am mult de vorbit. Știu, pentru că, repet, am mai filmat de două ori clipul ăsta. Prima idee la care m-am gândit ar fi un clip în care să vorbești despre filme de Crăciun. Fie că faci o serie de, nu știu, un movie night cu prietenii tăi, cu, dacă ai, nu știu, mai mulți frați, dacă ai mai mulți prieteni pe lângă tine, să faci un movie night și după aceea să discutați despre filmele pe care le-ați văzut, fie pur și simplu să vii cu o listă de filme de văzut de Crăciun, fie că sunt cu tematică de Crăciun sau nu, pot să fie și filme noi sau seriale noi la care te-ai uitat, adică nu m-aș limita neapărat la a vorbi despre filme de Crăciun, dar cu siguranță astea vor acapara interesul persoanelor în perioada asta și cu siguranță foarte multă lume o să fie interesată să afle. Poate sunt multe filme de Crăciun pe care alții nu le-au văzut și e bine să le dați câteva informații despre ele să se uite. Apoi, la numărul 2 avem Gingerbread House și asta este o idee pe care eu mi-o doream să o fac de anul trecut, dar n-am mai găsit la Lidl casă din aia de turtă dulce. Știu că este o tradiție americană, dar mi se pare foarte frumoasă și foarte interesantă și puteți să faceți în felul următor. Ori faceți un concurs, tot așa, cu frații, cu prietenii, cu părinții, cu cine vreți voi, de împodobit un gingerbread house din ăla, ori pur și simplu luați, cumpărați voi de undeva un gingerbread house și îl împodobiți. Puteți să faceți un concurs între cele mai urâte case de turtă dulce sau cele mai frumoase, depinde cum vreți voi, adică aveți opțiunea de a vă juca și de a jongla cu tema asta și mi se pare foarte haios, adică mi s-ar părea un clip foarte haios, ar ieși un clip foarte haios din asta. Apoi, avem decorul de Crăciun. Este clasic. Asta este un clip clasic în fiecare an și cam toată lumea îl vânează. Este unul din clipurile alea statement de sezon care sunt vânate și care sunt apreciate de oameni. Și când vorbesc de decor de Crăciun, nu mă refer neapărat doar la a decora întreaga casă. Poți să decorezi întreaga casă sau doar un colțișor sau să arăți ce decorațiuni ai. Depinde de situație, adică nu încercați să vă simțiți limitați de ideea asta. Sunt foarte multe lucruri care se pot face pe partea asta de decor de Crăciun. Apoi, bineînțeles, iarăși, un clip tematic care prinde foarte bine în perioada asta, în mod special, sunt holurile de la Pepco, Jumbo, Ikea sau mai știu eu ce magazine din astea unde puteți cumpăra decorațiuni. În general, deci asta ascultați-mă pe mine, în general, holurile de la Pepco și Jumbo prind foarte, foarte bine și am observat că este o strategie pentru foarte mulți youtuberi de la noi care ajung într-o poziție din aia în care nu le merge canalul, nu se plafonează, se duc, cumpără o grămadă de tâmpenii de la Jumbo sau de la Pepco și fac un clip și bubuie vizualizările. Deci ăsta este un truc, ca să-l țineți minte pentru viitor, dar în perioada asta, în mod special, având în vedere că este hol tematic, cu atât mai mult prinde bine, da? Și așa că e bine să vă orientați și către partea asta de hol tematic. Apoi, rămânem tot pe sfera de shopping și, în general, clipurile astea cu hai să mergem la cumpărături sunt clasice în perioada anului. Dacă vă uitați în majoritatea vlogmasurilor, cam toată lumea se plimbă prin mall-uri și cumpără chestii, cam asta se întâmplă în vlogmasuri. Dar m-am gândit la lista asta cumva ca să extindem lucrurile, să mai diversificăm și m-aș gândi că ar fi foarte fain un haul cu haine de Crăciun, pentru că noi avem la români sau aveam tradiția asta de a ne noi de sărbători, de a ne cumpăra haine noi. Și puteți să faceți un haul cu haine de Crăciun,
sau un haul cu, nu știu, pijamale, sau puteți să faceți un lookbook de sărbători, nu știu, top 5 ținute pe care le-ați purta în perioada asta dacă ați ieșit din casă, nu știu, dacă ați merge la colindat, la prieteni, la, nu știu, la o petrecere, la ceva de genul ăsta, da? Adică, iarăși, este o temă unde aveți spațiu de jonglat și de a fi creativ. Tot pe partea de decorațiuni avem iarăși un clip clasic și anume împodobirea bradului de Crăciun. Ăsta este un clip clasic pe care cam toată lumea îl face. Aveți ocazia pe tema asta să faceți chiar două daily vloguri dacă vreți. Un daily vlog când mergeți să cumpărați bradul și un daily vlog când îl împodobiți. Sau puteți să-l faceți doi într-unul, cum vreți voi, adică e la alegerea voastră, dar se poate și prinde foarte bine asta. Știu și eu că din alții încă prinde foarte bine. La numărul 7 am trecut Crăciun pe buget, adică budgeting, știți voi termenul ăla din americană, din engleză, în ideea în care poate nu toată lumea are un buget foarte mare, cum mi se pare nouă că ar fi în perioada asta sărbătorilor, sau poate nu toată lumea își dorește să cheltuie foarte mult și atunci poate voi sunteți, faceți parte din acea categorie care se răstrânge cu cheltuielile și mi s-ar părea o idee foarte interesantă de a ne povesti cum faceți voi să vă restrângeți cheltuielile în perioada asta când în general avem tendința să cheltuim mai mult decât avem chiar și cum faceți voi să rămâneți organizați, să rămâneți într-un anumit buget. Mi se pare un clip foarte, foarte interesant, pentru că, în general, în perioada asta, așa cum am zis, avem tendința de a overspending la maxim, adică să cheltuim și ce n-avem. Așa. La 8 avem idei de cadouri de ultim moment. Eu consider că tot ce vine după 1 decembrie, între 1 și 23 decembrie, sunt idei de cadouri de ultim moment. Știu că există tradiția asta nefericită la noi de a face cumpărăturile pentru cadouri pe 23 decembrie, ceea ce este foarte grav, pentru că te încarci mai degrabă de stres și nu mai te bucuri de plăcerea aia de a face un cadou și de a oferi un dar cuiva. Și de aia, eu personal consider că dacă vrei să faci cadouri, ar trebui să te gândești din timp și ar trebui să te organizezi din timp. Și ce vine după 1 decembrie sunt idei de ultim moment de cadouri, dar ideile de cadouri în general prind foarte bine pe YouTube și puteți veni și voi cu idei de cadouri. Puteți să mergeți prin magazine, acum nu știu cât aveți voie să filmați, depinde. Eu în general prefer să nu testez limitele astea foarte mult cu filmatul prin magazine, că n-am chef să mă ia nimeni la ceartă, așa că, na. Dar puteți, dacă aveți voie și să filmați prin magazine, puteți să arătați ofertele din magazine, puteți să arătați idei de cadouri prin magazine sau pur și simplu să arătați o listă pe care v-ați făcut-o voi cu idei de cadouri sau lucruri pe care le aveți voi prin casă și care considerați că sunt foarte bune idei de cadouri. Eu anul ăsta sunt, am zis că anul ăsta ies din sfera asta, le-am zis și prietenilor mei că aș vrea să mă scoată din calcul în ceea ce privește cadourile. Nu vreau cadouri și nu vreau nimic anul ăsta, deci anul ăsta este un Crăciun special pentru mine. Și că tot vorbeam de cadouri, un clip pe care mă țin eu să-l fac de câțiva ani și n-am reușit pentru că nu s-a nimerit niciodată, n-a fost conjunctura de așa natură, dar promit că am să-l fac la un moment dat pentru că îmi place foarte tare să împachetez cadouri. Și puteți să faceți un clip în care arătați cum împachetați cadouri, pentru că sunt convinsă că mulți vor să afle, nu știu, metode noi de a împacheta cadouri. Sau poate unii sunt mai neîndemânați întâi și îi ajutați cu niște trucuri, niște tipsuri, niște hack-uri din astea în ceea ce privește împachetarea cadourilor. Și iarăși mă gândesc că este un clip atât interesant cât și foarte util. 10. Ideea asta ar fi trebuit să o pun în capul listei pentru că vine înainte celor pe care le-am menționat deja, dar le-am trecut într-un mod aleatoriu pe lista asta, așa cum mi-au venit în minte, și anume curățenia de Crăciun sau curățenia de iarnă sau dacă extindeți vlogmesul după sărbători, cum faceți voi curățenie după sărbători. Dacă mergeți pe zona asta de lifestyle, s-ar putea să fie un clip care prinde foarte bine. Am văzut că sunt multe persoane care sunt interesate de genul ăsta de clipuri. E drept că și eu mă uit în special la fetele din afară, la chestii din astea, la cum fac curățenie, cum curăț o anumită cameră din
casa lor sau cum curăță un anumit obiect, nu știu, mi se pare atât de relaxant. Eu personal nu mă bag, mi se pare că contentul canalului meu nu merge în direcția aia, dar dacă voi alegeți să mergeți pe nișa asta, este o idee foarte bună de clip. Un clip care v-ar putea ajuta să vă creșteți canalul, să vă faceți prieteni printre rândul, printre YouTuberi și de asemenea să vă conectați cu abonații voștri și la rândul lor abonații voștri să vă cunoască prietenii, sunt tagurile. Tagurile tematice în speță prinde foarte bine. Știu că nu mai sunt atât de populare ca erau pe vremuri când am început eu YouTube-ul, dar acum, în perioada sărbătorilor, parcă învie puțin, reînvie și e o idee foarte frumoasă de a face un tag, să-l dai mai multor prieteni de pe YouTube, să-l facă și așa ei te menționează și cumva faceți și un pic de schimb de abonați, te cunoaște mai multă lume, ei primesc din abonații tăi, tu primești din abonații lor și tot așa. Mi se pare o idee interesantă, pe lângă asta poți relaționa, poți cunoaște alți YouTuberi în cazul în care nu ai prea multe conexiuni în zona asta de YouTube și de asemenea te poți conecta mult mai frumos cu abonații tăi. Sunt o mulțime de taguri de Crăciun, căutați pe YouTube că sunt o mulțime, deci sunt o mulțime de taguri tematice, trebuie doar să că găsiți ce vi se potrivește sau puteți să inventați voi unul dacă nu găsiți ceva ce nu să vi se potrivească. Un alt clip interesant mi s-ar părea un clip în care să faci prăjituri, mai ales dacă mergi pe sfera asta de cooking, să faci prăjituri de sezon sau pur și simplu când încerci tu rețete noi de prăjituri pe care nu le-ai mai încercat niciodată. Cred că ar fi foarte fun, ar putea să iasă un clip haios din treaba asta dacă rețetele sunt un fail total sau ar putea să iasă chiar un clip foarte interesant și chiar să inspiri oamenii cu idei de rețete noi. La numărul 13 am pus Arată-ți orașul de Crăciun. Și când spun Arată-ți orașul de Crăciun, nu mă refer doar la luminițe, putem să le excludem pe alea pentru moment și să arătăm nu doar luminițele, ci și decorațiunile. Pentru că, în special în orașele mari, sunt decorațiuni și în alte părți, nu doar în centru unde sunt luminițele, puteți să arătați clădirile, cum sunt aranjate, puteți să arătați, nu știu, târgul de Crăciun, dar că se ține la voi în oraș și ar fi foarte frumos să arătați, chiar dacă nu sunteți neapărat dintr-un oraș mare, gen Deva sau, nu știu, în alte orașe din astea, în Petroșan, de exemplu, habar n-am dacă se organizează ceva în Petroșan, dar ar fi fain de văzut pentru cei care sunteți din zonele astea să arătați și orașele voastre, da? Să nu iasă la înaintare numai orașele mari, cum ar fi Bucureștiu, Clujul și, nu știu, probabil Timișoara sau care mai sunt populare pe YouTube, adică să vă faceți cunoscute și orașele voastre natale mai micuțe dacă sunteți acolo și să le arătați cum sunt ele, poate chiar dacă nu se ridică la nivelul celor mari, că na, e firesc, nu poți cumpăra un oraș mic cu un oraș mare, dar mi se pare că are un farmec deosebit și un oraș mic și mai ales în perioada sărbătorilor și ar fi păcat să nu-l arătați. Și tot pe ideea asta de zone și nu neapărat în zona Bucureștiului, că știm că partea asta cu Bucureștiul e cea mai populară, ar fi un fain, un clip în care să vorbiți despre tradiții de Crăciun din zona voastră, mai ales dacă nu sunteți din zona asta a Munteniei, unde ne-am cam lămurit cu tradițiile, să zicem așa. Dacă nu sunteți din zona asta a Munteniei, să ne arătați tradițiile din zona voastră, să arătați care sunt sau dacă nu puteți să le arătați, nu e nicio problemă, puteți pur și simplu să stați cu un ceai în mână și să povestiți despre tradițiile care vă erau povestite de bunicii voștri. Eu sunt de părere că tradițiile pot fi păstrate și prin simplu fapt că povestești despre ele, că ți-amintești despre ele, că ți-amintești cum făceau bătrânii niște lucruri, nu neapărat punându-le în practică. Pe o parte, nu suntem toți capabili și nu avem toți inclinația asta de a pune tradițiile alea în aplicare și de a le menține vii, dar le putem menține vii ținându-le minte și transmițându-le mai departe și povestind despre ele. Și pe lângă asta am senzația că poți să realizezi și o conexiune mai profundă cu abonații tăi pentru că povestești mai multe despre zona respectivă. Știu că de fiecare dată când aduc vorba în vlogurile mele despre, nu știu,
povești din copilărie sau povești de la bunicii mei, întotdeauna am senzația că mă apropii și mai mult de abonații mei, pentru că vin și ei cu poveștile lor și cumva rezonăm mai bine unii cu alții și se creează o legătură mai strânsă. Și e bine, odată cu seria asta, să nu urmăriți doar vizualizări abonați, să urmăriți să creați și o legătură cu oamenii care vă urmăresc, da? Că așa vă asigurați că rămân cu voi, nu vor pleca, se uită la clip și pleacă și vă nu mai interesează după aceea de voi. La 15 am pus iarăși o idee foarte populară, mai ales dacă mergeți pe sfera asta de make-up, machiaj de Crăciun. Puteți să faceți mai multe lucruri de Crăciun, fie că vorbim despre lucruri glam, fie că vorbim despre niște lucruri mai potolite, fie că vorbim despre lucruri din alea total fanteziste, cum vreți voi, mai ales dacă sunteți experimentați pe partea asta de make-up și dacă sunteți pasionați de make-up, ar fi păcat să nu exploatați în perioada asta această latură, pentru că aveți foarte multe lucruri la dispoziție și foarte multe idei. În perioada asta o să vedeți cele mai multe transformări în Grinch posibile, mai multe decât de Halloween, deși ai zice că transformarea în Grinch ar fi ok de Halloween, dar de fapt nu, lumea se transformă în Grinch de Crăciun pentru că e tematic, a devenit tematic Grinchul. Următoarea idee este legată de rețetele tale preferate de Crăciun, fie că povestești despre ele, fie că le arăți cum le faci, fie că pur și simplu le degusti. Și nu mă refer aici numai la prăjituri, că știu că am vorbit la o idee anterioară de prăjituri, ci mă refer și la, nu știu, mâncare, ce mâncare preferi tu de Crăciun, ce mănânci în perioada sărbătorii. Apoi, următoarea idee mi se pare foarte originală și chiar mi-am dorit să o fac și nu știu de ce n-am făcut-o. Mi-a venit în minte în momentul în care eram la magazin și mă uitam printre cozonaci pe care au început să-i aducă și am zis eu bătălia cozonacilor. Puteți cumpăra, fie că luați cozonaci de patiserie, fie că luați, nu știu, cozonaci de la fiecare rudă a voastră care face cozonaci și cum îl comparați, fie că luați cozonaci din aceea ambalați și comparați. Puteți să luați așa cozonaci din de toate felurile și să îi comparați, să îi degustați, să îi comparați și să le dați note. Cred că ar fi un clip foarte funny. Să vedem dacă o să reușesc să-l fac anul ăsta, că mie mi se pare foarte interesant și de asemenea foarte original. Apoi, o altă idee interesantă ar fi să povestești despre lista ta de dorințe de Crăciun. Ce-ți dorești tu să-ți aducă Moș Crăciun? Știu că este un clip popular în state, pe la noi nu știu dacă l-am văzut foarte mult, dar în state este un clip popular și în cazul în care te simți confortabilă să împărtășești asta cu abonații tăi, poți să spui, poate e și ca mesaj pentru cineva. Eu v-am zis, anul ăsta nu vreau nimic, deci tot ce-mi doresc este să nu mă bage nimeni în seamă de sărbătorile astea, este tot ce-mi doresc, o să fie total diferit pentru mine Crăciunul ăsta și prin urmare nu vreau absolut nimic de Crăciun, aviz amatorilor care știu că se uită. Apoi, următoarea idee este de felicitări DIY. Am făcut acum câțiva ani, într-un vlogmas, am făcut niște felicitări DIY și știu că a prins foarte bine clipul ăla. Surprinzător pentru mine, nu m-am așteptat, n-a fost nimic planificat să fac ca să aibă vizualizări, ci pur și simplu am avut o idee de felicitări și am făcut-o. Este o idee foarte bună de pus în practică, mai ales dacă aveți copii sau puteți să vă luați niște prieteni sau, nu știu, surorile, frații, ce aveți voi pe lângă voi și să faceți niște felicitări handmade, pentru că oricât de ro ar arăta și chiar dacă nu sunt perfecte ca alea care sunt scoase din țiplă, se vede că ai pus puțin efort în ele, te-ai gândit la persoana care îi oferi felicitarea respectivă în momentul în care îi dai acea felicitare și mai ales dacă sunt făcute de copii, odată că le dați de lucru, ceea ce cred că e foarte important, și în al doilea rând vor fi niște amintiri foarte frumoase, mai ales pentru bunici, pentru membrii familiei care nu sunt aproape de voi și care vor primi acele felicitări. Și din fericire, pe partea asta aveți multe idei pe Pinterest, deci slavă cerului că există Pinterest-ul, vă puteți inspira de acolo, că sunt foarte multe idei și foarte ușoare de pus în aplicare. Apoi, tot legat de DIY, puteți să faceți o mulțime de DIY-uri de Crăciun.
puteți chiar să faceți o serie de pe 1 până pe 24 cu DIY-uri de Crăciun. Nu trebuie nici măcar să faceți vlogmesuri, da? Dacă sunteți amatori de DIY-uri, dacă sunteți îndemânatici, dacă aveți idei, dacă nu, le puteți colecta de pe Pinterest, că nu se supără nimeni, și le puteți face, pentru că sunt foarte multe chestii interesante de făcut de Crăciun, tematice. Iarăși, la fel, vă puteți implica membrii familiei, copiii și așa mai departe, să fie un vlog din ăla simpatic de familie. Și apoi, după DIY, puteți să mai faceți cumpărături de Crăciun. Puteți să faceți un clip cu hauluri alimentare sau hauluri tematice de Crăciun, nu neapărat cu decorațiuni, nu știu ce să mai cumpărăm perioada asta, de ce mai aveți nevoie. Sau hauluri alimentare. Am văzut că pentru unele persoane care merg în direcția asta pe YouTube, prind foarte bine haulurile alimentare și bănuiesc că în perioada asta cu atât mai mult vor fi utile aceste clipuri, pentru că vă veți ajuta audiența să se orienteze către anumite produse, să știe cam de ce buget vor avea nevoie pentru cumpărăturile de Crăciun și așa mai departe. Deci, cred că asta este iarăși unul din acele clipuri foarte utile, pe lângă faptul că prinde foarte bine. Apoi, puteți face, dacă vreți să intrați pe partea asta mai profundă, înainte sau după Crăciun, cum vreți voi, puteți să faceți o recapitulare a anului în curs, care, mă rog, se termină, mai e un pic și se termină, din punctul meu de vedere e aproape terminat anul ăsta, nu știu cum să vă zic, dar deja cum a trecut de jumătatea lunii noiembrie, mi se pare că suntem în starea de hai odată, gata, termină-te, hai cu 2022, mai ales că a fost un an foarte haotic, nu știu cum a fost pentru voi, dar al meu a fost... O să povestim, anyway. Așa, da? Puteți să introduceți și partea asta de recapitulare. Bineînțeles, în măsura în care sunteți voi confortabil cu așa ceva, puteți să faceți o recapitulare a rețelelor voastre sociale, dacă asta vi se pare interesant. Adică să recapitulați care sunt cele mai bune postări, care sunt lucrurile pe care le-ați atins anul ăsta, ce ați reușit să faceți anul ăsta prin social media și așa mai departe, sau puteți să intrați pe sfera personală, profesională, dacă sunteți confortabil să împărtășiți așa ceva cu audiența voastră, desigur. Apoi, tot pe partea de beauty sau de lifestyle, putem să încadrăm și Get Ready With Me. Sunt niște clipuri destul de interesante și cred că ar merge un Get Ready With Me de Crăciun, un fel de rehearsal, de pregătire pentru Crăciun, cum o să te machiezi tu, cum o să te aranjezi de Crăciun și așa mai departe, asta dacă nu vei sta în pijamale. E un clip pe care îl poți face în avans, adică ca un fel de repetiție pentru ziua Crăciunului și poate așa te ajută și pe tine și știi ce să faci efectiv în ziua respectivă. Apoi, următoarea idee este legată de a face o faptă bună de Crăciun. Știu că în perioada asta toată lumea se înghesuie și mai ales toată lumea se laudă pe rețelele de socializare, ceea ce poate să fie un lucru bun sau un lucru rău. Eu nu sunt mare fană a lăudatului ăsta excesiv și a ne face publicitate prin uite cum fac eu fapte bune. Dar cred că în perioada asta nu strică să-i mai impulsionăm și pe ceilalți de lângă noi să facă ceva bun. Fie că aici este vorba de a cumpăra pur și simplu un coș cu alimente și să-l ducem unor persoane care nu-și permit în perioada asta să-și cumpere alimentele necesare de sărbători, fie că mergem și facem niște cadouri unor persoane mai nevoiașe, fie că facem o donație sau pur și simplu mergem și facem un voluntariat undeva, dacă se poate. Cred că asta o să ajute și o să fie foarte... foarte bine și v-am zis, nu sunt, în general, nu sunt de acord cu lăudatul ăsta excesiv, mai ales pe social media, uite ce fac eu, hai veniți și voi, dar în perioada asta ajută mult la ridicarea moralului multora și e bine să îi impulsionăm și pe alții să urmeze calea asta. Apoi m-am gândit că ar fi foarte fan dacă ai face un vlog în care ai încerca un sport nou de Crăciun. Fie că este vorba de patinaj, ceea ce încerc eu să fac de vreo 4 ani și nu mi-a ieșit. Deci în ultimii 4 ani, credeți-mă că m-am ținut cu dinții, m-am ținut să ajung să patinez și în primul rând că n-am avut cu cine și în al doilea rând că niciodată nu s-a putut orice am încercat eu să fac. Și este un lucru pe care mi-l doresc foarte tare, să învăț să patinez. Da... Fie că încerci să faci chestia asta, fie că te duci și, nu știu, încerci să schiezi sau faci un sport nou pe care nu l-ai mai practicat niciodată de Crăciun, poți să scoți un vlog foarte interesant din treaba asta, cu condiția să nu spargi camera, please.
Așa. Apoi poți încerca să faci un fel de rutină de seară în perioada de Crăciun, un fel de cozy Christmas night sau cozy winter night, pentru că în general migrăm către lucrurile astea cozy în perioada asta. Știți că este deja un light motiv al perioadei astea, cozy-unesu, ca să zic așa, și prinde foarte bine, cred că este și un clip relaxant, este un clip haios, simpatic, mie-mi plac clipurile de genul ăsta și cred că ar fi foarte drăguț un astfel de clip. Apoi la 27 poți să încerci să faci, să reproduci niște rețete de mâncare de pe TikTok, poți scoate mai multe rețete și să le încerci pentru prima dată în fața camerei. Și iarăși este un clip cu potențial, poate să iasă un clip foarte haios, pentru că o să ar putea să fie un fail total, sau poate să iasă ceva foarte interesant și să dai de niște rețete bune și eventual să le lași și urmăritorilor tăi. Apropo de asta, recent am văzut pe cineva care încerca o rețetă de pe TikTok să facă bacon vegan de pe TikTok și făcea bacon din coș de banană, care au ieșit oribile, bineînțeles, eu nici n-am de gând, doar ideea de a face bacon din coș de banană mi se pare așa, dar persoana asta mi-a confirmat că sunt groaznice, dar e o idee, poți să încerci ori trucuri din astea de, nu știu, prăjituri, ori rețete, ce vreți voi, să găsesc o mulțime de lucruri și bănuiesc că în perioada asta sărbătorilor iar o să bubuie TikTok-ul cu astfel de rețete. Apoi, următoarea idee care mi se pare foarte simpatică și chiar mi-aș dori să o pun în aplicare, mai ales dacă ar fi zăpadă, și anume să construiești un iglu. La fel, îți poți implica toți prietenii, îți poți implica, nu știu, familia și vă puteți distra făcând un iglu care, bineînțeles, s-ar putea să dureze mai multe zile și, bineînțeles, ai nevoie de zăpadă. Dacă în zona ta există zăpadă sau dacă mergeți la munte să faceți, să încercați chestia asta, cred că ar fi senzațional. Ar ieși un vlog super haios și, la fel, poți crea foarte multe amintiri frumoase. Următoarea idee de clip ar fi să faci un clip cu rutina ta din ajunul Crăciunului. Ideea asta vine de la americani, că ei sunt cei care, în general, foarte mulți dintre ei sărbătoresc Crăciunul în ajun. Dacă nu știți, la americani Crăciunul durează o zi și mai au Boxing Day a doua zi. Deci pentru ei Crăciunul e o zi și cu încă una, hai să zicem, extinsă așa. Și de-aia foarte mult sărbătoresc Crăciunul în ajun și practic au cumva o rutină. Pentru mine, rutina mea în general în ajun era că eram super nervoasă și plină de nervi, pentru că eram înconjurată de foarte lucruri neterminate și aveam foarte multă treabă și eram epuizată și mi se părea așa groaznică ziua de ajun, dar se poate să fie și o zi drăguță, în care să faci ceva drăguț, în care să faci ceva frumos, poate mergi la colindat la niște prieteni, poate, nu știu, faci niște lucruri deosebite în ajun, poate chiar sărbătorești un fel de Crăciun în ajun, ceea ce ar fi minunat și ai o idee de vlog și aici. La numărul 30 am pus amintiri din copilărie și la ce mă refer aici este că poți povesti din lucruri din copilăria ta. Cum erau în copilăria ta Crăciunurile, cum le sărbătoreați, cine venea, ce se întâmpla, tot felul de boacăne pe care le făceați, tot felul de năzbâti și așa mai departe. Este iarăși un clip prin care te poți conecta puțin mai mult cu cei care te urmăresc și poți împărtăși cu ei niște amintiri drăguțe, iar ei la rândul lor vor veni să împărtășească cu tine amintiri drăguțe. 31. Avem cum să te menții în formă în perioada sărbătorilor, mai ales dacă aveți un canal orientat pe partea asta de slăbit, de health, de, nu știu, nutriție și așa mai departe, cu atât mai mult, având în vedere că este o perioadă în care se mănâncă foarte mult, se fac foarte multe excese, pot să vii cu o idee din asta de să povestești oamenilor cum te menții tu în formă în perioada asta și cum ai grijă de rutina ta să nu cazi prea tare în zona aia cu excesele. La 32 m-am gândit că ar fi foarte fun pentru aceia dintre voi care aveți poze de familie de vechi, de Crăciun, de sărbători, să le recreați. Poate aveți niște poze în costume, poate aveți poze cu toată familia stând într-o anumită poziție și puteți să le recreați cumva să fie
scenariul același, dar să se vadă că sunt moderne, sunt actuale, sunt actualizate, ar fi foarte fun și puteți povesti ce s-a întâmplat când ați făcut fotografia respectivă, în care sunt experiențele prin care ați trecut acum. Următoarea idee ar fi tot legată de fotografie și anume să realizezi un photoshooting de familie, fie că asta înseamnă ca în cazul meu pisicile sau, nu știu, chiar familia sau prietenii sau ce ai tu la îndemână. Să faci un photoshooting cu tematică de sărbători de familie și asta ar fi foarte fain. Poți începe vlogul de dimineață când se trezește toată lumea și cum îi aduni la shooting, cum decurge efectiv tot shooting-ul până la momentul în care ai pozele finale, fie că le editezi tu, fie că le editezi altcineva și dă pozele finale. Și iarăși mi se pare un clip în care, pe lângă faptul că ai ceva interesant de arătat, poți să creezi niște amintiri și niște legături și să-ți aduci aminte peste ani când te uiți la vlogul ăla, să-ți aduci aminte, mamă, ce chestii haioase făceam. La 34 am pus ce sărbătorești dacă nu sărbătorești Crăciunul, pentru că știu că e o sărbătoare din asta mondială, așa, Crăciunul a devenit o chestie pentru că este foarte comercială. Probabil este cea mai comercială sărbătoare dintre toate și avem impresia că toată lumea sărbătorește Crăciunul. La noi este așa. Sunt foarte mulți oameni care nu sărbătoresc Crăciunul, fie din considerente personale, fie din considerente religioase și e bine să includem și pe aceștia. Chiar dacă noi alegem să sărbătorim, e bine și să includem și pe ceilalți care aleg să fie altfel decât noi. Mai ales în perioada asta în care se tot vorbește despre toleranță și despre bunătate și despre a fi mai îngăduitor cu cei din jur. Și mă gândesc că ar fi o idee foarte bună, chiar de serie, dacă nu sărbătorești Crăciunul, pentru că, nu știu, ori religia, ori considerentele tale personale nu te lasă, să ne arăți o serie de ce faci tu în perioada asta când toată lumea face vlogmas. Nu e spune un anti-vlogmas, adică n-aș vrea să mergem pe partea aia de anti-vlogmas, dar ce faci tu când alții fac vlogmas, da? Denumiți-o cumva, găsiți un nume din ăsta simpatic care să nu fie anti, da? Așa. Și încercați să povestiți despre sărbătorile voastre, dacă sunteți de altă religie, despre tradițiile voastre, despre ce faceți voi în perioada în care alții sărbătoresc Crăciunul, ca să ne deschideți puțin așa și viziunea și să ne deschidem și cumva și cultural mai mult. Iarăși, dacă voi sărbătoriți, de exemplu, Crăciunul, mi s-ar părea o idee foarte interesantă de a include un prieten care, presupunând că este de acord cu chestia asta, nu-l obligați, care este de altă religie, să vină să vă povestească despre tradițiile lui, despre sărbătorile lui și așa mai departe, tot în ideea de a ne deschide puțin cultural și de a ne deschide viziunea, pentru că, repet, deși pare că toată lumea în perioada asta este Crăciun, 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 cumpărat, 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 nu, nu e așa, da? Deci sunt foarte mulți oameni pe planeta asta care habar n-au de Crăciun, nu că habar n-au că n-ar ști ce e ăla, ci pur și simplu nu se ating de subiectul ăsta pentru că nu-i interesează. La 35 am pus bijuterii de Crăciun și când mă refer la bijuterii, nu mă refer la bijuterii, ci mă refer la lucruri faine pe care le-ai găsit tu în perioada asta de Crăciun. Fie că vorbim despre un second hand, fie că vorbim despre un magazin de vechituri. Nu trebuie neapărat să fie cu tematică de sărbători. Pot să fie, bineînțeles, dacă vreți, dar nu trebuie neapărat să fie cu tematică de sărbători. Pot să fie și cu altă tematică. Așa, și pot să fie și niște lucruri pe care să le folosiți în tot restul anului, dar sunt niște lucruri deosebite pe care le-ați găsit în perioada asta și cu siguranță în momentul în care vă veți uita la ele sau le veți folosi, vă veți gândi la faptul că le-ați găsit în perioada aia. Să fie niște lucruri pe care nu le găsește toată lumea, care nu sunt neapărat accesibile și să ne povestiți despre ele. Apoi, că tot vorbeam de ornamente, avem parada ornamentelor de Crăciun. Și aici nu vorbim numai de globulețe și de decorațiuni, de, nu știu, dacă aveți o colecție de ornamente deosebite, de globulețe, de ceva deosebit cu tematică de Crăciun, puteți să faceți parada ornamentelor, puteți să le aduceți și să ne povestiți despre ele. Nu trebuie să fie neapărat spectaculoase, ci contează iarăși mai mult povestea din spatele lor și cum o povestiți. Da, deci puteți să faceți să scoateți iarăși un clip foarte interesant din asta. Apoi, la 37 avem Crăciunul în altă parte. Dacă nu sărbătoriți Crăciunul acasă la voi și îl sărbătoriți în altă parte, fie că este într-o stațiune de schi, fie că este la prieteni, la rude, mai știu eu pe unde, cu familia, plecați undeva, cum sărbătoriți? Arătați-ne cum sărbătoriți, bineînțeles, în măsura în care se poate, în măsura în care este tot
toată lumea confortabilă cu a fi filmată și așa mai departe. Luați-vă toate măsurile astea, nu treceți peste ele și nu vă imaginați că oamenii sunt de acord să fie filmați doar pentru că știu că voi filmați. Deci niciodată să nu presupuneți că oamenilor le face plăcere să fie filmați doar pentru că știu că voi faceți vloguri. Nu. Întotdeauna asigurați-vă că vor să apară în vlogurile voastre și dacă este așa, puteți să faceți un vlog în care să vorbiți despre cum vă sărbătoriți voi Crăciunul în altă parte. Cum este Crăciunul în altă parte? Poate mergeți în Maldive acum, de Crăciun. Aș fi senzațional. Apoi, revenim puțin la mâncare și vorbim despre rețete sănătoase în perioada Crăciunului. Pentru că, iarăși, dacă mergeți pe partea asta de health, de nutriție, de îngrijire și așa mai departe, ar prinde bine un clip în care să vorbiți și de rețete cu care să înlocuiți rețetele tradiționale tocmai pentru a vă menține în formă. Da? Poate nu toată lumea vrea să mănânce sarmale și nu toată lumea vrea să mănânce, nu știu, friptură de porc și așa mai departe și poate sunt binevenite niște rețete sănătoase, dar care să ne apropie puțin, să ne dea cumva isul ăsta de sărbători, că de chinoa ne-am cam săturat cu toți. Apoi avem parada pijamalelor de Crăciun. M-am gândit că ați putea într-un vlog, mai ales dacă aveți parte de mulți prieteni și frați, surori pe lângă voi, să faceți o parada pijamalelor, să faceți un fel de fashion show al pijamalelor tematice de Crăciun. Cred că ar fi foarte funny, ar ieși un clip, un vlog foarte interesant, mai ales dacă sunteți mai micuți așa, o să fie foarte funny, să vă luați mai multe pijamale din astea tematice, simpatice și cred că ar fi super drăguț. Apoi, mă gândeam că puteți încerca să faceți clătite din acelea desenate, știți cum sunt, dacă vă pricepeți. Puteți să faceți clătite din acelea cu modele de Crăciun, da? Fie că este în formă de brad, fie că este în formă de, nu știu, Moș Crăciun și așa mai departe, puteți testa și chestia asta, să faceți niște clătite pentru mic dejun sau pentru desert, dacă vreți, cu aspect de Crăciun. 41. Ce citești în perioada asta sau ce recomandări de cărți tematice ai în perioada asta? Acum, eu nu știu exact câte cărți există din astea cu temă de Crăciun sau pentru perioada asta. Bănuiesc că există ceva, dar nu prea le știu. Dar poți arăta de asemenea ce cărți citești în perioada asta sau ce ai citit în ultima vreme sau ce vrei să citești în perioada următoare, pentru că este o idee foarte bună să faci genul ăsta de clip, fiindcă sunt foarte mulți oameni care până în perioada sărbătorilor sunt foarte aglomerați și de-abia după sărbători mai încep și ei să mai aibă puțin timp și să mai citească și poate nu le strică o idee de la tine de cărți. Eu mă uit perioada asta la destul de mulți booktuberi, caut așa booktuberi și din afară și de pe la noi și îmi place să iau idei de cărți și mi le pun acolo la Goodreads. Ba din contră, chiar descoper că am foarte multe cărți bune recomandate de ei în bibliotecă pe care nu le-am citit până acum. Numai bine, da? Deci o idee foarte bună de a ne ocupa timpul în perioada asta. Apoi, la 42 avem ceva cu tematică de Grinch. Adică, ori de ce ești tu Grinch în perioada asta și eu am să vă spun în curând de ce sunt Grinch sau de ce este cineva din grupul vostru Grinch și cum îl încercați să-l dați pe brazdă, să-l faceți să iubească Crăciunul. Să nu uitați că totuși Grinciul a iubit întotdeauna Crăciunul. Dar cum e în cazul meu, s-a întâmplat de foarte multe ori în ultimii ani să-mi strice cineva cheful de sărbători și prin urmare am devenit un Grinch și am să vă povestesc puțin despre chestia asta, dar mai încolo, așa că nu o să vină vlogul nostru. Și tot cumva în legătură cu tema asta ar fi și cum îți menții moralul de Crăciun. Trăim cu impresia, tocmai pe ideea că această sărbătoare este foarte comercială, trăim cu impresia că toți oamenii sunt foarte happy, că debordează de fericire în perioada asta și nu e așa. Sunt foarte mulți oameni care de fapt se luptă cu depresie, se luptă cu anxietate, se luptă cu tot felul de probleme și dacă ești genul ăsta de persoană, poți să vii să împărtășești cum îți ridici tu moralul sau cum îți menții moodul pe linia de plutire în perioada asta, cum încerci să nu fii un Grinch pentru restul lumii în această perioadă, pentru că poate ajută și pe alții și mai mult ca sigur că se va găsi cineva care să rezoneze cu tine. Apoi, la 44 avem colindele preferate. Da, știm toți colindele alea americane, ale cântate de Frank Sinatra, ale clasice, care nu sunt colinde, efectiv sunt melodii de Crăciun. Da? Colindul presupune să vină dintr-o tradiție destul de veche. Iar la american, tradiție mai veche de 200 de ani, n-au de unde. Așa, deci, colindul presupune ceva mai complex.
din punctul meu de vedere. Dar știm cu toții melodiile clasice americane, dar hai să vedem, poate aveți alte colinde în alte limbi, în, nu știu, colinde românești mai vechi, poate știți colinde vechi, puteți să le cântați dacă aveți voce și dacă vă sunteți talentați pe partea asta, sau puteți să le linkuiți la voi în clip și să povestiți despre ele în clipuri, pentru că iarăși știm cu copyright-ul de la YouTube cum merge treaba, așa, dar e bine să mai atragem puțin atenția și asupra acestui aspect. Poate, iarăși, ne mai diversificăm așa puțin cultura în acest sens. La 45 am pus mergi la colindat într-un loc neobișnuit. Da, știu că în anul ăsta, cu pandemia, cu tot ce se întâmplă, o să fie destul de dificil, dar pune în caz, în caz că se poate, sau ținem minte ideea asta pentru anii următori, puteți să faceți o idee de colindat inedită. Oricând mergeți, nu știu, și mergem pe partea serioasă, mergem ori la un orfelinat, la un cămin de bătrâni, la bunici, la, nu știu, niște persoane pe care nu le-ați mai văzut de foarte mult timp, să le colindați pur și simplu ca scuză să le vedeți, să le băgați în seamă, sau puteți să faceți genul ăla de farsă simpatică pe care să o faceți unor prieteni și să vă faceți voi un colind din ăla simpatic și să mergeți la niște prieteni să-i colindați, în ideea în care se presupune că și acei prieteni vor rezona cu voi și sunt pe aceeași lungime de undă, da? De la 46 avem iarăși o idee americană, nu știu cât se poate aplica la noi, mă gândeam într-un timp să o pun în aplicare, dar eu n-am să o fac și vă zic imediat de ce, și anume să testez toate băuturile tematice de la Starbucks. Nu știu câte sunt, dacă sunt două îmi pare rău, dacă sunt mai multe e bine, dar poți să iei toate băuturile de la Starbucks tematice și să le testezi și să vorbești într-un vlog despre ele, dacă îți plac, care e diferența dintre ele, cum ți se par și așa mai departe, ce ai mai schimbat la ele și așa mai departe. Eu nu fac chestia asta, deși mă bătea gândul, n-am să fac treaba asta din simplu fapt că sunt foarte încăpățânată la cum gustul pe care trebuie să-l aibă cafeaua mea și în special aia de la Starbucks, și dacă îi adaugi ceva și s-ar putea să nu-mi placă din start, plec cu niște preconcepții din start și mai bine nu. Și dacă am terminat cu Starbucks-ul, putem să încercăm și niște cocktailuri de sezon sau cocktailuri tematice, fie că sunteți voi buni în a combina băuturile și în a face cocktailuri, în a inventa rețete noi de cocktailuri, ceea ce felicitări din punctul ăsta de vedere, sau dacă nu, puteți să descărcați de pe TikTok, de pe Pinterest, de pe YouTube, sunt o mulțime de rețete și să le încercați, rețete de cocktail. Dacă nu aveți voie să beți alcool, puteți să faceți mocktailuri, adică rețete de cocktailuri fără alcool. Sau puteți să faceți și cocktailul și mocktailul din aceeași variantă și să le dați prietenilor să testeze și să vă spună care este cea mai bună variantă, cu sau fără alcool. Deși, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că am o vagă idee cam ce ar câștiga, cel puțin în perioada asta. Apoi, dacă nu rezonați cu cocktailurile, puteți încerca ceaiuri sau puteți povesti despre ceaiuri. Dacă aveți o colecție de ceaiuri, de exemplu, că sunt și astfel de oameni, da, știu, sună ciudat, dar există oameni care au colecție de ceaiuri, care au sute de ceaiuri în casă și care beau cât un ceai diferit în fiecare zi. Puteți să luați colecția voastră de ceaiuri și să vorbiți despre ea, sau ce ceaiuri beți în perioada asta, ce ceaiuri vă plac, care sunt ceaiurile voastre preferate, cum faceți voi ceaiul, că poate aveți un ritual, ca să zic așa, al ceaiului și poate vă preparați ceaiul într-un anumit fel, sau dacă aveți secrete legate de prepararea ceaiului, puteți să le împărtășiți cu prietenii voștri și iarăși cred că ar ieși un clip pentru sezon foarte interesant. Apoi avem Christmas Hacks. Hack-urile în general, tipsurile, trucurile de orice perioadă prin bine, dar cu siguranță în perioada Crăciunului, mai ales când oamenii sunt foarte stresați și agitați, pentru că oricât de frumoasă ar fi perioada asta, vine cu o doză de stres și de agitație și de aglomerare, și atunci nu strică niciodată să ai niște tipsuri despre cum să faci mai bine niște lucruri sau mai repede sau cum să trișezi anumite lucruri astfel încât să mai câștigi niște timp. De aia, dacă aveți o listă cu hack-uri, go for it, că o să prindă foarte bine. Apoi, ultimul clip pe care l-am pus eu aici este cel cu luminițele din orașul tău. Dacă se aprind, nu știu dacă se vor aprinde anul ăsta în București, dar ăsta este un clip pe care l-am făcut aproape în fiecare an. De fapt, eu l-am filmat în fiecare an, dar au fost ani în care mi-am pierdut materialul.
său. Așa. Dar e un clip care prinde foarte bine, mai ales dacă nu sunteți dintr-un oraș foarte cunoscut, mai ales dacă aveți public care se află în afara țării, o să fie foarte încântat de a vedea, nu știu, cum este orașul lor natal în perioada respectivă. O să îi aducă cumva mai aproape acasă și o să simtă căldura aia de acasă puțin mai aproape și nu strică niciodată. Plus că este un clip foarte fun și foarte drăguț de făcut. Și cam asta a fost lista mea de idei. Și vine un nor foarte mare care se întunecă totul așa dintr-o dată. Numai bine la fix că am terminat cu clipul ăsta. Dar înainte să închideți, aș vrea să-mi spuneți care din ideile astea vă surâde și pe care ați vrea să le introduc în vlogmesul meu, pentru că v-am întrebat și ați votat, vreți vlogmes, dar vlogmesul meu nu va consta în daily vloguri, cel mai probabil, pentru că programul meu este foarte aiurea anul ăsta și nu voi avea ce daily vloguri să fac, ca de altfel și anul trecut. Dacă vă aduceți aminte, n-am făcut vlogmes tocmai în ideea că n-am avut ce daily vloguri să fac, așa că vom avea foarte puține daily vloguri, cel mai probabil, dar vom avea alte clipuri tematice și cel mai probabil daily vlogmesul meu va consta în 12 clipuri, adică va veni un clip odată la două zile. De-aia mi-ar plăcea foarte tare să-mi spuneți care sunt ideile care vă surâd din această listă și pe care ați vrea să le vedeți la mine în vlogmes. Nu uitați să vă abonați și să vă activați notificările ca să știți când vin clipurile și de asemenea să veniți pe Instagram, că și acolo vă țin tot timpul la curent cu aceste clipuri și când vin și ce se întâmplă cu ele și de ce nu vine și cum vine și ce s-a stricat și ce se mai arde, că tot timpul se întâmplă ceva pe căs zeii tehnologiei, pe mine nu mă iubesc. So, da, asta a fost clipul de astăzi.